Este portul central al muntelui Argos. Aici ajung vasele care transportă bărbații și de aici fiecare se îndreaptă spre mănăstirea pe care dorește să o viziteze. În Dafni nu locuiesc oriunde, doar laici, care muncesc și trăiesc aici. În Dafni există un restaurant, o pensiune cu camere de închiriat, 3 magazine, poliția, poștă, casa de pască și vană. Mănăstirea grecească cu viață de obște a fost construită în secolul XI de către Pavel Țiropotamicul, de la care a luat și numele. Biserica principală are hramul Sfinților 40 de mucenici. Aici se găsește cea mai mare bucată din lume din lemnul Sfintei Cruci. Este vizibilă și una dintre găurile piroanelor care este conjurată cu diamante. De asemenea, mai există și o bucată din clamida lui Iisus și din culoana de spini. Biblioteca conține 4.000 de cărți tipărite și 400 de manuscrise. Astăzi trăiesc aici 130 de călugări. Thank you.
așa doresc ei. Olive, olive, da, da. Fondos. Mănăstirea grecească cu viață de obște a fost construită în anul 998. Are două mari biserici închinate Sfinților Gheorghe și Dumitru. Dintre lucrurile de mare preț se află icoanele din mozaic ale Sfinților Gheorghe și Dumitru, care au o valoare foarte mare. Icoana Schimbării la față, precum și icoana Făcătoare de Minuni a Fecioarei Minunite Îndrumătoare. Biblioteca conține 4.000 de cărți tipărite și 300 de manuscrise. În această mănăstire trăiesc astăzi 50 de călugări.